Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului. În dreptul unei tematici formulate pe baza versetului și a principiului enunțat în Efeseni, capitolul 5, versetul 16, unde este scris: răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De-a lungul istoriei omenirii au fost perioade când oamenii au trăit mai mult și vremurile au fost mai bune. În vremea din urmă, vremurile însă, din punct de vedere al societății, sunt rele, iar timpul este valoarea vieții ce trebuie folosită cu maximă productivitate și rentabilitate. Noi avem o viață care la rândul ei are o singură copilărie, o singură tinerețe și fiecare moment trebuie folosit în modul cel mai înțelept. Acum, cei care mă ascultați, aveți parcurs o parte din viață mai mare sau mai mică. Haideți să facem o retrospectivă sinceră a felului în care ne-am consumat viața până aici, pentru că pe bună dreptate se spune că timpul este valoarea ce nu poate fi economisită, doar valorificată. Și toate acestea să constituie pentru noi un sfat înțelept în vederea unei mai bune valori, mai înțelepte folosiri pe viitor. Expresia răscumpărare dovedește posibilitatea ca un lucru odată vândut să reintre în posesia deținătorului inițial. În cartea Levitic, capitolul 25, avem principiul acesta în domeniul funciar, unde Dumnezeu reglementase pentru evrei ceea ce citim de la versetul 24. De aceea, în toată țara pe care o veți stăpâni, să dați dreptul de răscumpărare pentru pământuri. Astfel, dacă fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai de aproape, să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. Dacă un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul de răscumpărare și stă în putință lui singur să facă răscumpărarea, să socotească anii de la vânzare, să dea înapoi cumpărătorului ce prisosește și să se întoarcă la moșia lui. Dacă n-are cu ce să-i dea înapoi lucrul vândut, să rămână în mâinile cumpărătorului până la anul de veselie. La anul de veselie, el să se întoarcă la moșia lui și cumpărătorul să iasă din ea. Să privim mai întâi la cel care a dat acest principiu, la Dumnezeu. Și în Scriptură îl vom vedea ca un posesor care și-a răscumpărat lucrarea pierdută. Iar apoi să privim la noi și la posibilitățile prin care putem folosi cu maximă eficiență timpul și chiar prin care putem să răscumpărăm ce aparent am pierdut sau se pierde. În activitatea sa, Dumnezeu a creat ceea ce avem noi în cartea Genesa, capitolul 1, și apoi în capitolul 2 există o sinteză a creației sale cosmice. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. Dar, datorită afectării cosmosului, mai întâi a părții din cer și apoi a pământului și a omului, Dumnezeu a pierdut parte din valorile sale, din moștenirea sa. El însă nu le-a lăsat pierdute, ci a intenționat un proces de răscumpărare, pe baza căruia a fost plătit un preț și lucrurile care i-au aparținut, după o vreme anume, după un calendar stabilit de el, să redevină proprietatea sa. Lucrarea de răscumpărare este efectuată în Domnul Iisus Hristos și haideți să citim în Evrei capitolul 9 despre dreptul și valorile răscumpărate. În mod special ne referim la om și prin el apoi întreg pământul. Evrei 9 de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, ci din cer, și a intrat odată pentru totdeauna locul prea sfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și 15.
Și tocmai de aceea este El mijlocitorul în legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abatrele făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. După cum funcționa principiul din Levitic 25, noi nu aveam putere să ne răscumpărăm singuri, nici pământul să se răscumpere pe sine însuși, ci ruda noastră cea mai de aproape, Domnul Hristos în cauză, a plătit prețul și ne-a răscumpărat. Și astfel Dumnezeu este din nou stăpânul nostru de drept și de fapt. Lucrul acesta se poate observa atât la nivelul acesta universal, cât și în planul unor evenimente speciale. Gândiți-vă la momentul Iona și Ninivenii. Dumnezeu l-a trimis să le vestească pedeapsa iminentă. El a plecat în altă parte, dar Dumnezeu nu a lăsat lucrarea pierdută. Dimpotrivă, printr-o furtună l-a reperat pe Iona, a mântuit pe corăbieri, l-a readus înapoi și a salvat și pe Niniveni. Acesta este stilul de lucru al lui Dumnezeu, de a câștiga tot ce nu este pierdut cu desăvârșire. Și Domnul Hristos în lucrarea sa spunea ucenicilor și altora, atunci când a fost abordat de acea femeie sirofeniciană, eu am venit mai întâi la oile pierdute ale casei lui Israel, să fie cumpărate, să fie răscumpărate. În Psalmul 49 există o dovadă a imposibilității noastre de a ne răscumpăra singuri. Versetul 7 și 8. Aici scrie despre bogați. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Și Iov, care a fost un om foarte bogat, deschideți la cartea sa, capitolul 19, versetul 25, nici n-a încercat să uzeze de posesiunile sale în a încerca răscumpărarea, ci dimpotrivă, avea credință în șansa unei răscumpărări. El zice, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. De aceea, prin răscumpărarea mântuirii, noi putem să începem viața noastră de la început. Că și Dumnezeu, prin răscumpărare, dă tuturor lucrurilor un nou început. Dacă Genesa 1 prezintă omul pe primul pământ, finalul cărții prezintă exact imaginea răscumpărătoare a celei din tâi scene. Dacă Dumnezeu ne-a creat și noi devenim, după copilărie, oameni mari, dar suntem răi, destinați morți. Dumnezeu, prin lucrarea nașterii din nou, aduce o răscumpărare și omul și-a viața de la început, ceea ce nu pricepea Nicodim, cum se face să se mai nască un om bătrân. Și ceea ce se întâmplă aici nu este decât un preambul, pentru că noul întreg va fi la revenirea Domnului. Și vom lua totul de la început și cele vechi nu ne vor mai veni în minte. Starea care a fost pierdută va fi uitată totalmente, pentru că Dumnezeu va răscumpăra întreg timpul care a fost pierdut, întreaga valoare, întreaga viață. Trebuie să ne clădim și noi viața pe acest principiu. În primul rând, în vederea răscumpărării veșnice și, în al doilea rând, în vederea răscumpărării tuturor lucrurilor care pot fi răscumpărate. Și aici vreau să vă dau trei principii. În primul rând, nu pierde vremea, adică nu o vinde pe gratis sau nu o vinde ieftin. Nu vinde pe nimic. Evită lucrurile deșertăciunii, pasiunile păcătoase, pentru că ai fost răscumpărat din ele. Un rob trebuia să execute muncile la care îl punea stăpânul său. Dar dacă el era răscumpărat, nu mai era dator să slujească în felul acela. Și el din nou ajungea liber și avea moșia lui și putea munci în terenul lui. Pentru el, ori de câte ori omul își pierde vremea cu stări păcătoase, cu lucruri care aparțin lumii acesteia și nu ne dau nouă niciun randament, noi pierdem vremea și vindem zile scumpe și ceasuri binecuvântate, care ar putea fi folosite pentru noi, evident, și pentru slava lui Dumnezeu. Să vă dau câteva referințe, Coloseni 4:5. Lucrurile deșertăciunii, de regulă, se comit în relații cu cei de afară, pentru că lumea aceasta, prin foarte multe activități, pierde vremea, o consumă în zadar. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vedeți cum le răspundeți.
vedeți la ce vă lăsați provocați de ceilalți. Nu faceți ca și ei. 2 Timotei, capitolul 2. Un exemplu practic. Domeniul vorbirii. Uneori se cheltuie vreme pentru vorbe, ca și pentru muncă. Versetul 16. Ferește-te de vorbăriile goale, fără conținut. E ca și cum ai pune o cană la gură, dar n-ai nea, nici ceai, nici apă. Și o ții la gură și aerul nu vrea să intre. Așa sunt vorbele goale. Când s-a terminat, nu te-ai ales cu nimic bun, eventual cu răni, cu amintiri neplăcute. Căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Versul 23. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și 21. Acum sfatul. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Deci în loc să fii un vas în care oamenii se pună toate sucurile lor, aparent dulci, dar nehrănitoare, mai bine fi un vas la dispoziția lui Dumnezeu în care să pună apa sa sfântă. Și atunci când vei vorbi, să fii cu adevărat folositor și ție și interlocutorului tău. Doar o foaie, întoarceți, Tit 2:14. Acum în privința faptelor, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Într-un timp de 2 ore, care l-ai liber poate, poți să folosești vremea aceea, să-ți faci rost de o răsplată, să slujească fondării unei prietenii sau să muncești ceva util pentru tine, pentru societate sau pentru vreo terță persoană. Dar trebuie să ai pasiune, râvnă pentru așa ceva. Și 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1. Aici se pune problema unei gândiri înțelepte și apoi a evitării acestor pierderi de vreme. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca în vremea sau în timpul care mai rămâne de trăit, în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri dolești neîngăduite. Versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Lumea aceasta este constituită pe sistemul deșertăciunii. Oamenii adună bani și apoi îi beau. Pentru ca timpul de muncă să distrugă pe celălalt și cel de-al doilea să consume ce s-a făcut în primul. Și totul este o deșertăciune, o golire dintr-una într-alta. Și nu rămâne la urmă nicăieri, că se pierde, parcă evaporându-se, așa ca vremea care zboară. Apoi, tot în a nu pierde vremea, nu fă lucrul altuia, că îl încurci, rămâne al tău nefăcut și nu te plătește nimeni. Fă-ți treaba ta. Și aici vă dau un exemplu din Vechiul Testament. În cartea 1 Samuel, capitolul 17, este prezentată armata lui Israel în Valea Terebinților. Și tot timpul acela a fost o pierdere de vreme. Și tot ce s-a întâmplat de aici, din capitolul 17, și până în capitolul 31, a fost tot o pierdere de vreme. Pentru că Saul ar fi trebuit să înțeleagă că Dumnezeu l-a lepădat și să-l lase pe David împărat în locul lui. Dar au stat 40 de zile până când noul împărat a venit și au mai stat ani de zile până au înțeles că David trebuie pus. Și câtă vreme Saul a încercat să joace rolul de împărat, nu l-a lăsat nici pe David să joace rolul și izbăvirea din mâna filistenilor a întârziat tot atâția ani, au murit oameni, a fost dușmănie în țară, că nu a înțeles Saul că îi expirase mandatul. Și locul acela trebuia să îl dea lui David. În felul acesta se poate întâmpla ca în familie să nu-și facă fiecare lucrarea lui și să se baje peste celălalt. Nici să nu-l lase să-și facă treaba, ca și cum soțul s-ar amesteca în toate amănuntele bucătăriei, să nu-l lase nici pe ea să lucreze așa cum știe că trebuie să facă și nici el să nu facă, pentru că de regulă cei care au mofturi prelungite, nici pe ei înșiși nu se pot mulțumi. Sau ca și cum soția, în loc să-și facă ea treaba ei acolo în casă, tot timpul ar avea întreruperi din 5 în 5 minute să meargă la soț și spună: vezi că rămida aia trebuie pus așa, acolo trebuie făcut așa, să se dea telefon, face așa, face așa, face așa. Și s-ar broia unul pe altul, nelăsându-se să-și facă treaba fiecare. La fel se poate întâmpla și în biserică. Dacă nu ne înțelegem locul, ne pierdem vremea nefăcându-ne treaba noastră și nu lăsăm nici pe altul să-și facă lucru. Și de-abia într-un târziu evreii au zis:
Dumnezeu ne-a vorbit să-l punem pe David împărat, dar nici atunci, cel puțin, nu scrie, nu s-au recunoscut să spună: Doamne, iartă-ne greșeala Davide și tu, că asta trebuia să o facem noi mai demult. Un al doilea principiu: fă toate lucrurile la timpul lor. Asta înseamnă să folosești vremea, să o vinzi la un preț bun. Dacă știi ce trebuie făcut într-un anumit sezon, dacă știi în fiecare zi când trebuie mergi la servici, când trebuie să vii și când să te culci și când să te scoli. E simplu în unele privințe că avem orar de la fabrică sau din partea altor instituții. Dar trebuie toate lucrurile, nu doar cele care sunt impuse de alții. Pentru că dacă dimineața copiii trebuie să fie la școală ora 8, ei sunt punctuali datorită impunerii. Dar dacă știu să-și folosească bine timpul când vin acasă, își vor face și temele, va rămânea și vreme să mănânce. Mi-este milă de unii oameni care i-au spunând: n-am vreme să mănânc. Și cheltuie vremea pe plimbări de colo-colo, dar să mănânce n-au vremea, că nu știe săracii cum să-și le pacheteze. Este o durere. Poate că ar termina de mâncat numai în timpul cât se vaite că n-au timp să mănânce. Nu degeaba spune Scriptura că toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor. Hai să citim acest verset constatat de Solomon în Cartea Eclesiastul, capitolul 3, și chiar să enumerăm câteva dintre ele. Toate lucrurile și-au vremea lor, și am putea înțelege sezonul. Și fiecare lucru de sub soare își are ceasul lui. Le enumeră: nașterea, moartea. Astea sunt independente de noi. La naștere oamenii mai umblă și la moarte în ultima vreme. Dar celelalte, săditul și are vremea lui. Smulgirea celor sădite și are vremea ei. Versul 4, plânsul și are vremea lui, râsul și are vremea lui. 5, îmbrățișarea, depărtarea de îmbrățișări, căutarea, pierderea, păstrarea, lepădarea, ruptul, cusutul, tăcerea, vorbirea, toate la vremea lor. Iar versetul 11 zice: orice lucru îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor a oamenilor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Deci, noi nu avem o organigramă infinită în mintea noastră, dar măcar în măsura în care putem să anticipăm și să organizăm, să o facem. Dacă folosești timpul potrivit pentru orice lucru, are roadă. Dar sunt unele lucruri, ca și cele din agricultură, care dacă ai ratat sezonul acesta și n-ai mutat, de exemplu, n-ai transplantat ceva, o poți face în toamna următoare sau în primăvara următoare, în funcție de soiul și specificul fiecărei plante sau al fiecărui pom. Dar sunt în viață unele lucruri unice. Și dacă un lucru unic nu l-ai făcut la vreme, când îl mai faci? Nu mai ai altă șansă. Iată că pe această idee a avut loc o supărare și chiar două în Evanghelii, ambele în dreptul aceleiași persoane. Luca capitolul 10, versetele 39 la 42. Domnul poposea cu ucenicii în casa Martei și a Mariei. Maria s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zii, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu-i se va lua. Maria a răscumpărat vremea. Marta n-a înțeles. Și ca drept dovadă că în viața Mariei funcționa acest principiu și n-a fost doar o ocazie specială, iată ce scrie în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12. Citim de la versetul 3. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și l-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul de ucenicii săi, Iuda Iscorioteanu, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga lui el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Și chiar dacă n-ar fi zis Iuda cu acest scop mărșav, chiar dacă ar fi fost un gând sincer pentru săraci, pentru că în alte evanghelie spune că și alții s-au deranjat, nu doar el. Și alții n-aveau gândul lui Iuda. Domnul a zis: pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Pe săraci ar fi putut să-i ajute și săptămâna următoare. Gestul care l-a făcut ea pentru Domnul nu mai putea fi repetat în săptămâna cealaltă. De aceea, înțelegeți
Care sunt ocaziile unice? Dacă ai pierdut-o, nu te mai întâlnești cu ea și poți purta o remoșcare în suflet toată viața, că n-ai făcut un bine cândva, că nu te-ai rugat într-un moment special. Și în urmă îți pare rău. Dar ca să poți face toate lucrurile la vremea lor și să nu ratezi ocaziile unice, trebuie să lucrezi cu tragere de inimă, ca pentru Domnul, să faci bine, încât să nu mai fie nevoie să rectifici. Un copil care scrie urât în ideea că se grăbește și vrea să câștige timp, s-ar putea să fie nevoit să mai scrie o dată și a cheltuit mai mult timp ca și cum ar fi scris frumos de la început. Dacă spui o mulțime de vorbe necontrolate, s-ar putea să nu te priceapă cineva, mai degrabă ai fi spus mai puține, dar pe înțeles, și nu ai fi pierdut vremea nici tu, nici celălalt care nu știe ce să facă pentru că nu a înțeles ce vrei să spui. Iată o imagine și chiar două din Vechiul Testament, Cartea Exod, capitolul 35. Dumnezeu a poruncit lui Moise și prin el întregii adunări următoarele. Luați ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului ce îl lasă inima. Și enumeră o multitudine de materiale necesare construirii cortului și confecționării uneltelor și altor lucruri aferente. Dacă evreii, și poate, sau chiar dacă n-a fost, dacă n-ar fi dat atunci, puteau peste un an de zile să vină la Moise și să spună: Moise, acum vrem să dăm și noi, mai fă un cort. Unul am făcut, ce să fac cu al doilea? A fost o unică șansă să aibă și ei un lucru donat de ei. Și ce bine că ele au fost prelucrate, turnate. Să nu spună fiecare: uite, asta e cărămida mea. Fac o inscripție pe ea, măcar cu inițialele numelui. Unde sunt? S-au contopit cu celelalte, dar sunt acolo, în casa Domnului. La fel, când s-a construit templul, împăratul David și apoi toți ceilalți care au vrut, au dat ceva pentru Domnul. David, în dragostea lui, a adunat enorm, i-a predat lui Solomon schițe, materiale, și apoi a mai dat încă din bunurile lui proprii. Și exemplul său a fost urmat de căpetenii. Toate aceste detalii sunt date în 1 Cronici, capitolul 29. Poate că au fost evrei care n-au vrut să dea. Dar a fost o unică șansă. Dacă ai înțeles vremea, ai și valorificat-o. Dacă nu, ai pierdut-o. Și mai adaug din Noul Testament un verset din 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14, ca un sfat general în vederea folosirii vremii cu înțelepciune și randament maxim. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Să știi că de ce ai făcut în dragoste nu-ți pare rău și n-ai pierdut vremea. Dar tot ce ai făcut cu jumătate de inimă, cel puțin o cotă parte, 15-20%, mai mult sau mai puțin, a fost o energie nefolosită, care oricum s-a consumat din oficiu, că îmbătrânești. Și un al treilea principiu și cel mai concret în vederea folosirii eficiente a timpului este chiar titlul temei noastre: răscumpără vremea, adică îmbogățește timpul. Aici este un paradox pe undeva. Dacă timpul nu mai poate fi readus, în ce fel poți să îmbogățești timpul? În ce fel ziua de astăzi, săptămâna aceasta, mai poate să valorifice ceva din ceea ce s-a scurs până aici? Sau în ce fel săptămâna aceasta pentru viața mea poate să fie folosită în așa fel încât să câștig și săptămâna dumitale și săptămâna altora? Și nu doar eu să valorific timpul și să-i provoc și pe ceilalți să valorifice timpul. Și în loc de o săptămână, două, doi, trei care își făceau treaba și alții 100 care poate nu și-o făceau, să fie 102 de săptămâni valorificate. Pentru că în timpul nostru trăiesc și alții. Cineva a predicat doar 10 minute, dar a spus ceva ce nu merită spus. Și el a încercat să scuze, spunând: da, ce 10 minute? A spus: nu 10 minute, în sală au fost 1000 de oameni. 10 minute, ori 1000. Atât timp ai consumat tu. Ai consumat vremea de la toți în timpul acesta. În primul rând, organizează-ți bine timpul în concordanța evenimentelor, adică în evoluția lor cronologică și în corelare cu alții. Dacă te-a pus să montezi piesele la un motor, pune-le cum vin la rând. Nu pune întâi cele care trebuie montate într-o a doua fază, că trebuie să le dai iară jos. Și tu ai muncit, dar degeaba. Și păstrând domeniul acesta de la mașină, vezi,
Nu te duc acum cu montatul motorului poate până sus, sau dacă e un sistem mai complex, mai computerizat, vezi ce legături se formează. Că tu spui, mi-am montat motorul și după aceea trebuie să demontez multe, ca altele să introduc, știu eu, niște nișe acolo la un nivel mai inferior și trebuie să toate în anumite etape corelate, o unitate cu celelalte. La fel este în domeniul economic. Dacă noi facem anumite piese și lucrăm în colaborare cu alții, trebuie să ne gândim ei. Degeaba facem noi 100.000 de caroserii, de faveuri. Dar cei care fac motoarele fac numai 90.000 și noi ne lăudăm că am făcut 100, am făcut mai multe ca ei. Dar ce să facem cu celelalte 10.000 care sunt în plus? Am pierdut vremea, noi n-am răscumpărat vremea, că nu ne-am corelat activitatea cu a lor. Dar să citim câteva versete în privința aceasta. Proverbe 24 cu versetul 27. Vezi-ți întâi de treburile afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Agricultura și vremea nu stă după tine. Beceaurile poate stau acolo, dar în câmp recolta nu stă. Dacă o lași până la toamnă și spui, n-am avut ce face, că vreau să-mi construiesc casă. Este o ordine nepotrivită, care nu dă randament. Tot în Proverbe, capitolul 31, aici este domeniul surorilor, dar în egală măsură pot să ia învățătură și bărbații. Iată cum răscumpăra vremea femeia aceasta, citesc de la versetul 13. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoți și de departe și aduce pâinea. 16. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei se dește o vie. Ea își oțelește, își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Deci asta în ce privește organizarea muncii ei intelectuale și fizice. Voi cumpăra de acolo, voi face asta, eu muncesc la cealaltă. Acum iată cum își corelează evenimentele cu ceilalți din casă. Versetul 15. Ea se scoală când încă este noapte și dă hrană casei sale și împarte lucru de peste zi slușnicelor sale. Că n-ar fi o mare afacere să se scoale săraca la 4 și să muncească ea până la 9 încât să fie obosită ca alta până seara. Și atunci se gândească, măi, dar eu m-am o slujnică, hai să o scol și pe aceea. Putea să doarmă până la 5 și se scoale de amândouă. Și făceau mai multă treabă. Lucrul acesta este o necesitate de zi cu zi în gospodărie. Că poți să mergi să pui mai întâi rufele în mașina de spălat și după aceea să mergi să lucrezi ceva la bucătărie. Degeaba lucrezi la bucătărie la gândul că, vai, asta am și de spălat haine. Că mașina poate să-și facă treaba singură până tu muncești din coace. Și exemplele ar putea să continue. Iată apoi versetul 27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Dacă a demarat lucrurile, le și supraveghează să vadă, funcționează, merg toate acestea. Și dumneavoastră știți că noi românii, poate și alții diferă, dar toți sunt oameni, dacă nu suntem controlați, avem tendința să o lăsăm așa mai încet, mai ușurel. Și s-a pierdut vremea. Acum, nu să consumăm toată viața și toată ziua numai în muncă, că nu ne-a pedepsit faraon, să nu avem timp nici de rugăciune, nici de nimic, ci dimpotrivă. Există riscul, dacă nu-ți organizezi bine vremea, chiar prin aceasta să nu mai ai timp, cum am zis, nici să mănânci, dar cu atât mai puțin să dai mâncare la suflet sau să vii la biserică, dintr-o lipsă de organizare și de corelare a evenimentelor între cei din casă. Tot aici venim și cu sfatul lui Ietro din cartea Exod, capitolul 18, de la versetul 13. El a fost un om de o capacitate nemai întâlnită, încât nici la 120 de ani nu-i slăbise vederea și nu i se epuizase energia fizică. Și avea capacitatea să stea de dimineața până seara să-și bată capul cu toate problemele și toate certurile și cârdășiile celor din Israel. Dar socrul lui i-a zis astfel, citim de la versetul 14. După ce a văzut tot ce făcea el pentru popor, ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineața până seara? Moise a răspuns, poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine, eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Socrul lui Moise a zis, ce faci tu? Nu este bine. Vă rog, când vine cineva și ne dă un sfat mai inteligent, să-l ascultăm. Să nu spunem, eu așa știu să fac și eu nu-mi schimb stilul.
ține de el și pierde vremea, numai să știi că cu asta nu treci mai mult. Ca să pui să-ți termin treaba numai după cum vrei tu, în stilul tău. Dacă se poate ceva ușura, se poate face o conexiune, o corelație, fă-o, te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai pe sus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Acum ascultă sfatul meu și cunoașteți faptul că i-a organizat în structuri ierarhice, unul să cârmească pentru un anumit număr, să judece el ce nu poate să raporteze forului superior, iar cele mai complicate la Moise și dacă erau cazul să-l întreacă prin el la Dumnezeu. Organizare. Apoi, în mod efectiv răscumpărare, reia și completează ce se mai poate. De exemplu, sunteți căsătoriți de 4 ani, de 15 ani și v-ați obișnuit într-un anumit stil și sunt momente în viață care sunt obositoare, obsedante, anumite cuvinte sau anumiți timp neplăcuți pentru familie sau chiar pierderi de vreme, ineficiențe economice. Vedeți ce se poate modifica încât nu numai pentru viitor să nu se mai repete stilul acesta, dar chiar să câștigați ce se poate din trecut. De exemplu, nu că se mai pot întoarce anii aceia, dar poți să răscumperi vremea și să iei căsnicia de la început, o prietenie de la început, o frățietate de la început. Și așa de mult să folosești vremea care o mai ai, încât să fii marcat de gândul să recuperezi efectiv ceea ce s-a pierdut. Cum zice în psalm, Doamne, înviorează-ne tot atâtea dimineți, tot atâtea zile, câte am avut parte de nefericire, de nenorocire. Hai să luăm un exemplu, Osia capitolul 3. Omul acesta a avut o viață de familie insuportabilă chiar și părea totul distrus. Trecutul, prezentul și viitorul. Și Domnul mi-a zis, mărturisea el, du-te iarăși și iubește o femeie iubită de unii bofni și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel care se îndreaptă spre alți Dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Mi-am cumpărat-o cu 15 sicle de argint, un omer de ors și un letec de ors și am zis, rămâi multă vreme numai a mea și voi fi și eu la fel cu tine. Asta înseamnă să nu mai amintești nimic din toate relele din trecut. Asta înseamnă să nu mai uzezi și utilizezi în mod neplăcut timpul cum ai făcut-o până atunci. Și să-ți imaginezi că totul ei de la început. Ce i-a cerut el ei, s-a oferit și el la rândul lui să facă. Nu a fost ușor. Că nu e ușor să restructurezi o astfel de situație, să revii și să le reordonezi toate. Dar a plătit un preț, mai întâi până s-o răscumpere, și apoi a plătit prețul acela greu al schimbării vieții. Să luăm acum un exemplu în privința pocăinței, 2 Cronici 33. Îmi spunea cineva recent despre un om care și-a cheltuit o vreme absentând de la biserică și la un moment dat a fost cercetat de Domnul, după care s-a hotărât să-i slujească cu toată dăruirea, încât frații au constatat că nimeni nu-l întrece în râvnă în momentele acestea. Dacă el ar fi dus o viață obișnuită ca celorlalți, ar fi trebuit să se jerfească după o anumită regulă a bisericii. Dar el vrea să răscumpere ce a pierdut înainte. De aceea banii câți nu i-a dat în anii aceia la biserică, de acum. Timpul care nu l-a folosit atunci la biserică, acum îl folosește cu atât mai mult. Și toate vrea să le recâștige, să îmbunătățească vremea. Despre Manase, citim că el a avut cea mai lungă domnie. A ajuns la 12 ani împărat și a domnit 55 de ani. Nu știm exact până la ce vreme a fost rău, din care afară de rău. Dar iată ce s-a întâmplat de la versetul 10. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a îngăduit peste ei război și el a ajuns în lanțuri de aramă în Babilon. Când a fost la strâmtoare, versetul 12, s-a rugat adânc Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cerurile și l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăția lui și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea, a zidit afară din cetatea lui David, l-a pus spre Gihon în vale un zid care se întindea până la poarta peștilor și cu care a înconjurat dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război și toate cetățile întărite ale lui Iuda. Și am amintit expresiile acestea ca să vedeți că pe lângă faptul aceea ce voi citi, care formulat spiritual, a avut și binecuvântare în cele economice pământești. Că răscumperi vremea pentru Domnul, Dumnezeu îți dă binecuvântare în timpul acela. Și efectiv câștigi tot ce ai pierdut înainte.
A înlăturat din casa Domnului Dumnezeii străini și idolul Astartei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului, a dus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. Domnul să dea harul acesta tuturor. Iar dacă cineva a rămas credincios și în viața de familie și în viața de pocăință, vă aduc în față exemplul lui Iov. Printr-o conjunctură cosmică ciudată, el și-a pierdut averea, familia, chiar relația de familie, cele de prietenie au fost afectate și părea totul pierdut. Și dintr-o dată Dumnezeu a făcut ca totul să fie răscumpărat. Foarte posibil ca și ani să îi fi dat Domnul în plus și timpul acela pierdut să fie recâștigat, pentru că nu știu dacă lucrurile i-ar fi mers în mod obișnuit, el și-ar fi dublat în timpul acela averea. Dar după ce Dumnezeu a rânduit o răscumpărare a tuturor lucrurilor, toate posesiunile i-au venit în număr de două ori pe atâta. Dumnezeu și cu noi poate să facă așa ceva. Trebuie doar să ne sunăm la îndemâna Lui și timpul și viața noastră va fi răscumpărată în întregime. Amin. De aceea vă recapitulez și punctăm în concluzie două idei. Dumnezeu este un Dumnezeu răscumpărător. Îi place tot ce a făcut să nu se piardă și să recâștige. Investește ceva, dar câștigă totul înapoi. Și oamenii au ideea aceasta în ei. Numai că doar în corelare cu Dumnezeu, în colaborare cu El, putem să avem izbândă. Că și omul, după ce începe să piardă, de exemplu, aceste jocuri de noroc, îi pare că dacă tot câștigă, tot joacă mai departe, până răscumpără, dar de răscumpărat răscumpără sau câștigă cel ce organizează jocul, pentru că așa e făcut. Dar în plan spiritual, noi trebuie să ne folosim cu eficiență și înțelepciune viața. Deci mai întâi, nu pierde vremea cu lucruri lumești, care s-a în așa fel aranjate de diavolul, încât n-au niciun scop, numai acela de a-ți consuma vremea. Diavolul nu are alt scop decât să-ți fure vremea și să-ți ia viața. Nu fă lucrul altuia, fă la tău. Apoi, fă toate lucrurile la vremea lor și nu uita de ocaziile unice, nu le rata. Organizează-ți apoi munca în mod inteligent și în legătură cu alții. Și fă din timpul ce ți-a mai rămas o refacere a timpului trecut. Nu lăsa ca trecutul pierdut să-ți afecteze viitorul, care nu trebuie să fie pierdut. Ia totul de la început. Ia familia de la început. Ia pocăința de la început. Și dacă s-a întâmplat ceva cu voia lui Dumnezeu să pierzi, ca și în cazul lui Iov, Dumnezeu te va ajuta să recuperezi și nu pierzi. Pentru că omul nu trece de două ori în viață printr-un loc. Viața nu-i repetabilă. Viața este unică, de aceea folosește-o cu maximă eficiență. Spune înțeleptul despre tineri, că aici de regulă se pierde și vremea, se pierde și puterea și datorită orientărilor sunt afectate toate celelalte etape ale vieții. 11:10, gonește oricine caz din inima ta și depărtează rău din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Fă ce trebuie făcut atunci, la vremea lui. Și încheiem cu un citat din Apocalipsa 21, unde este dovedită răscumpărarea făcută de Dumnezeu. Și aici este prezentată și șansa omului de a-și răscumpăra timpul. Pentru că răscumpărarea maximă a timpului e următoarea. Cu viața asta să câștigi veșnicia. Asta înseamnă timp răscumpărat. Dacă o iei totul de la început, originea e veșnică și ai șansa veșnică. Și nu se pune în socoteală timpul ce s-a scurs aiurea. Asta trece cu vedere. Dar dacă pierzi timpul și nu răscumperi ca timp, tu nu poți să intri în veșnicie. Iată ce scrie de la versetul 5. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Asta numai Dumnezeu poate să facă. Oamenii rectifică, retehnologizează. Dar Dumnezeu face totul de la început. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Că despre ceilalți, care rămân în stări de păcate, își cheltuie vremea în mod inutil, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Și-au nefericit toată veșnicia. Amintiți-vă de cazul tâlharului mântuit. Omul acela și-a răscumpărat viața, și-a răscumpărat timpul și a intrat cu șanse sigure datorită adeveririi date de Mântuitorul în împărăția lui Dumnezeu. Toți ceilalți oameni care se pierd când te uiți la ei la bătrânețe, îți dai seama că au pierdut totul.
și nu pot să-și răscumpere timpul. Dacă a fost unul, vreun om de stat, vreun împărat, nu-i în stare și nu poate să-și răscumpere timpul. Că aș răscumpăra timpul înseamnă aș redobândi tronul. Ați răscumpăra viața înseamnă avea șansă să o iei de la început. Dar asta nu se poate decât prin mântuire. Și răscumpărarea are ca esență, o repet pentru ultima dată, relansarea hotărâtă de Dumnezeu prin naștere din nou și prin înnoirea tuturor lucrurilor, să le faci noi. Căsătoria frumoasă, pocăința frumoasă, relațiile tale frumoase. Pentru ca să mor cu imaginea aceasta frumoasă, pentru ca să ai șansa intrării în veșnicie, Doamne ajută-ne, amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.